Un an bun pentru Rapid, Cristi? Momentan suntem în obiectivul care l-avem, să terminăm în play-off. Sper că anul se termine bine, ținem cont că mai avem o etapă. Sper să venim cu cele 3 puncte de la Rapid. Dar trăgând linia, cu ce break? Linia bună, cred că putem să facem un alt în Cupa României. Trebuie să ne calificăm mai departe, pentru că asta era un cadou pentru suporterii noștri în primul. Și era obiectiv declarat al clubului și al tău, nu? Și al nostru. Deci încă te doare eliminarea din cupă? Nu, că mă doare. Consider că aveam echipă să câștigăm cupa și avem echipă să câștigăm cupa României. Dar nu mai avem cum. E al doilea an la rând în care Rapidul părăsește destul de repede cupa. Da. Anul ăsta a fost un pic mai ciudat. A fost diferit. Și cred că am avut și un culoar bun să ne calificăm. Chiar dacă grupa a fost dificilă? O grupă dificilă. Nu a fost singura grupă dificilă. Așa că... Trebuie să ne plângem de grupă, trebuie să ne plângem că nu ne-am calificat. Încă a fost grupa dificilă. A fost ciudat și noul format? A fost plăcut că a fost mai multe meciuri, pentru suporte cred că a fost plăcut. Cum a fost derbiul cu Petrolul jucat pe Arena Națională și nu pe Giulești? Da, într-o miercuri. Ciudat. Cred că dacă n-am fi jucat sâmbătă, era stabilit, stadionul era plin. Deci era mai bun Rapid Petrolul în weekend decât turneul cu Dortmund și cu Fiorentina? Da, nu știu dacă era mai bun. Era mai bun pentru suporteri, în primul rând. Era mult mai mult suporteri la stadion. Nici turneul cu Dortmund și cu Fiorentina a fost ceva greșit, poate, pentru jucători care n-au putut să joace cu asemenea echipe și au dat seama de valoarea lor, de valoarea celor de afară, în străinătate. Ei simți că au emoții pe cei tineri cu asemenea adversari? Nu cred că au avut emoții, că și-au dorit să joace aceste meciuri. Orice și cu toți și-au dorit să joace asemenea meciuri. Mai puțin tu, erai obișnuit. Na, eram obosit. Lăsând gluma la o parte, care e cea mai frumoasă amintire pentru Cristi Săpunaru din 2022, fotbalistic vorbind? Cea mai frumoasă amintire în 2022? Meciul care ți-a rămas la suflet în 2022, sau golul, sau momentul? No. Sincer, cred că meciul de acasă cu FCSB-ul, cred că a fost cea mai frumoasă amintire, pentru că ați văzut câtă lume a fost, ce emulație a fost în jurul acelui meci și ne-au portat suportul pe brațe să câștigăm acel meci. Unul dintre cele mai importante goluri pentru tine din ultima perioadă? Nu. E un gol ca oricare altul. Cel mai important e să câștigi meciurile, că așa poți da goluri și indiferent de frumoase sunt, dacă nu iei cele 3 puncte, sunt degeaba. Cu atât mai mare regretul faptul că ați pierdut meciul retur cu FCSB, când Rapidul părea favorită sau era favorită? No, meciul ăla nu știu ce s-a întâmplat. Dar vreau să o șterg pentru că am pierdut pe greșelile noastre. Că le băteau că erau mai buni. Și am pierdut pe ce nu trebuia să pierdem, pe agresivitate și dorința de a câștiga. Aia ne-a lipsit. Ce-ți dorești de la Moș Crăciun? Ce-ți dorești în 2023, anul centenarului pentru Rapid? Mi-aș dori multe, nu știu dacă se pot realiza toate. Îmi doresc să fiu sănătos, să mă clasez cu Rapid cât mai sus în clasament la sfârșitul sezonului. Unii suporteri visează la locul întâi, la titlu. Și anumiți colegi de-ai tăi. Mă repet, obiectivul clubului este intrarea în play-off. Intrăm în play-off și acolo vedem ce se va întâmpla. Încă te gândești la faptul că sezonul trecut ați fost foarte aproape de play-off și ați ratat, chiar dacă nu era în obiectiv? Nu putem să trăim în trecut. Eu mă gândesc la viitor tot timpul. Revenind la care pe care? Nu. Dacă intrăm în play-off și vedem câte puncte sunt diferite, să vedem unde ne clasăm la sfârșitul campionatului. Da? Atunci și eu zic, în play-off o să fie care pe care. Nu numai din punctul nostru de vedere, din punctul tuturor de vedere. Cei care intră în play-off vor să câștige toate meciurile, nu? Îți vine să crezi că în aprilie faci 39 de ani? Da. Nu știu dacă face cineva după 38, o să facă 37. E normal. Îmbătrânim cu toți. Te simți bătrân pe teren? Ai momente? Nu am momente. La un moment dat trebuie să ne și lăsăm. Ți-ai făcut vreun plan, sincer? În mare parte, da. Dar rămâne pentru mine planul care mi-am făcut.
Îți expiră contractul cumva la finalul sezonului? E un contract pe viață cu Rapid, așa că... Asta se știe, dar pe hârtie ai prelungit sau încă nu? Nu știu, vreau să spun președinte. Se prelungește automat? Nu, astea sunt treburile noastre. Dar bănuiesc că încă nu ți-ai propus să renunți la cariera de fotbalist. Nu știu, vedem. Poți să ne faci vreo surpriză în vară? Deci în sezonul 2020... Ce-am hotărât rămâne pentru mine. Când o să am de gând să spun ceva, o să... 2023-2024 îl va găsi pe Săpunaru încă pe teren? Eu zic că da. E joci până la 40 de ani. Nu știu, vedem dacă sunt sănătos, dacă vedem. Nu. Eu zic că da, acum nu se știe. Pare sănătos, nu prea ai avut probleme cu accidentările. Da. Care este secretul, sincer? Niciun secret. Mă ajută corpul, eu știu. Nu ești singurul. Și pe Grigore, și pe Junior, colegii tăi din apărare îi ajută corpul? Da, e, nu știu, poate avem, avem ceva în plus. Nu știu. Nu am niciun secret. Nu. Mă antrenez, fac treaba, atât. Te gândeai în copilărie, sincer, când mergeai în galerie? Dacă se gândește cineva că poți să, să joci atât. Dar nu cred. E un vis? Care e un vis de-al tău care continuă? Da, visul meu a fost de mic să ajung să joc fotbal în marele stadioane. S-a împlinit.